Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Salut, sunt Totu de la Miere TVO și astăzi am ajuns la Andy Popescu să filmăm un car vlog cu M6-le. Este foarte, foarte soare. Este foarte, foarte cald. Și Andy a decapătat BMW-ul, ne pregătim să-l scoatem la autură. Ia uitați, 507 cai putere. Abia aștept să ne plimbăm. Este cald, este frumos. Chiar dacă sunt încă un pic răcit, mi-a trecut răceara. O să încerc să rezist. Am șocăciul la mine, să vedem. Am primit și șapa de la Andy Popescu cu șoc în motor și tricoul, la o mașină tricoul. Foarte, foarte mișto mașina asta și foarte puternică. De-abia aștept să începem să ne plimbăm cu ea. Sunt foarte entuziasmat pentru că n-am mai mers niciodată într-o mașină atât de puternică și sunt foarte curios să văd cum este. Nu mai vorbesc că n-am mers niciodată într-un M, dar nici într-o altă mașină la fel de puternică nu am mers. Iar această mașină este foarte, foarte brutală. Are accelerație foarte bună și sper să mă șocheze Andy, să-mi dea șoc în inimă. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vreau să fac un update cu starea mea din ultimele două luni de slăbit și ce am mai făcut săptămâna aceasta, ce s-a întâmplat în viața mea, pentru că s-au întâmplat foarte multe și sunt foarte entuziasmat. O să încep direct prin a vă spune că am filmat un clip cu Andy Popescu, am fost la București la el și am filmat un clip în M6. Ne-am plimbat puțin prin oraș și a dat foarte, foarte multe scârțuri, burnout-uri, s-a învârtit cu mașina și am fost în al nouălea cer, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am fost totul numai un zâmbet. O să las aici pe fundal să vedeți. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. O să las un link în descriere când o să pună clipul pe YouTube, ca să-l vedeți și voi. Eu nu am filmat de acolo decât foarte, foarte puțin înainte să plecăm. Este un om foarte ca lumea, Andy Popescu, și vă recomand să-l urmăriți. Pe mine unul m-a ajutat foarte mult, mi-a făcut foarte multe cadouri, mi-a dat o geacă, mi-a dat tricou, șapcă, toate personalizate, cu șoc în motor. Mi-a dat și câteva sticăre, am lipit pe mașină. Și este foarte ca lumea. Este un tip exact așa cum îl vedeți și în clipuri pe YouTube. Exact așa este și în realitate. Și eu îl apreciez foarte, foarte mult pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru clipuri care l-a făcut și care l-a urcat pe YouTube. Da, deci mi s-a îndeplinit și un vis de a merge cu acea mașină și a fost foarte, foarte frumos. Nu are sens să vă explic acum în cuvinte, pentru că trebuie să vă uitați la acel clip, să vedeți că eram numai cu zâmbetul pe buze și m-am distrat foarte tare. Referitor la slăbit, am încercat să mănânc mai mult. Nu vreau să mai mă grăbesc deloc cu slăbitul, pentru că și așa am slăbit prea mult, mai mult decât trebuia. Și pentru că sunt foarte, foarte răcit și mă doare o măsea. Mâine trebuie să mă duc să-mi fac o programare la dentist, să vedem ce am pe acolo. Sinusurile am mai puroi, îmi iese pe nara stângă, îmi suflu nasul din 5 în 5 minute. Este foarte, foarte nasol și a început să mă doară și tâmpla pe aici, capul, toată partea stângă. De aceea vă zic că nu mă simt bine. Răceala asta și sinuzita îmi creează foarte mari probleme. Și de aceea am încercat să mănânc mai mult, pentru că trebuie corpul să fie alimentat, să ies din acest deficit caloric pentru a ajuta corpul să lupte cu boala și să-l întăresc. Nu mă interesează că m-am îngrășat, v-am zis, m-am îngrășat 2 kg,
Am 127,4, dar nu este nicio problemă pentru că voi recupera. De îndată ce mă voi face bine, voi recupera, voi intra iarăși în forță și vom începe să slăbim câte un kilogram. Aș vrea să slăbim pe săptămână, de acum încolo nu mai mult, pentru că trebuie să lăsăm pielea să se refacă. Eu am deslăbit o greutate de 50 de kilograme și de aceea trebuie să stopez un pic procesul de slăbire, pentru că am început, pentru că am slăbit foarte repede la început și deja suntem înainte cu kilogramele, așa că nu este nicio grabă. Un proces de 50 de kilograme trebuie să dureze undeva la un an, plus minus câteva luni. Și de aceea trebuie să avem timp, eu trebuie să înțelegeți că este un proces lent, este un proces dificil, trebuie să stai motivat, trebuie să mănânci corect trebuie să mănânc corect timp de foarte multe luni. Sper să înțelegeți lucrul acesta. Dacă nu înțelegeți, scrieți-mi în comentarii și voi încerca să fiu mai explicit. Nu pot să gândesc foarte, foarte bine acum pentru că mă doare capul și sunt foarte bolnav, după cum v-am spus. Deci, prioritatea pentru mine este să mă fac bine cât mai repede ca să pot relua antrenamentele. Tatuajul este într-o situație foarte bună. Nu am mai avut probleme cu el, s-a vindecat foarte frumos. Nu mai mă ustură, nu mai. Cum să zic eu, nu este nicio problemă cu el. Lucește foarte frumos, uitați. Eu filmez cu telefonul, cu camera din fața telefonului și de aceea nu se vede foarte bine. Imediat voi aprinde lumina să vi la arăt mai bine. Bun, am aprins lumina. Ia uitați-mi, se vede foarte, foarte frumos și a ieșit foarte bine. Sunt foarte mulțumit. Mulțumesc lui Editatu. Da, deci numai lucruri bune s-au întâmplat în ultimul timp în viața mea și sunt foarte fericit pentru aceste lucruri și foarte recunoscător și sper să mă vindec, să mă însănătoșesc cât mai repede și veți vedea câte lucruri frumoase voi face aici pe canalul Miere TV, la care să vă uitați cu plăcere. Dacă aveți idei sau dacă vreți să-mi scrieți ceva, o puteți face în secțiunea de comentarii. Eu voi citi absolut toate comentariile și vă voi răspunde, vă voi da și o inimioară. Până data viitoare, rămâneți motivați. Eu sunt Otto. Ciao, numai bine! Mais sus, sus, mais sus, sus, mais sus, sus, mais sus, tot mais